Așa, dar nu mai opresc să fac problema asta, mă duc la tema ei, dacă ne mai rămâne timp, facem, dacă nu. Important este că am mai făcut una, nu? Două, chiar câteva ieșiri frumoase. Despre ce a fost aici? A fost vorba de mulțirea asta. Hai să vedem repetit. Te rog. Așa. Deci, exercițiu 7. Pagina? 48. Te rog. Efectuați utilizând regula A ori B totul la N egal cu AN ori BN. Deci, A ori B totul la N. Da, A ori B totul la N. Egal cu A la N. A la N. Ori B la N. Da, asta este modelul pe care trebuie să lucrez. Am înțeles. Dar acum tu le-ai înțeles modelul ăsta? Da, eu da. Adică la A este 2 ori 7, totul la 14. A venit 2 la puterea 17, ori 4 la puterea 17. Dar de unde, da. Cum de l-ai înțeles? Ți-o dat așa formula? Tu înțelegi de ce formula asta este corectă? Da, pentru că ne-ai explicat și în clasă. Bun, dar vă explică și mie acum. De unde este asta? Atenție. Factorul comun. Am scos pe undeva și... Da, dar care e tehnica? Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Ce înseamnă 2 la 3? 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Deci egal cu 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Am mai vorbit asta, nu știm asta. Egal cu 8. Ce înseamnă 6 la a 4? Egal cu 6 ori 6 de 4. Perfect! 6 ori 6 de 4 ori. Da. Poți să scrii pe 6 de fiecare dată ca 2 ori 3? 6 nu-i 2 ori 3? Deci, 2 ori 3 totul la a 4, 2 ori 3 totul la a 4, egal cu, în loc de 6 punem 2 ori 3, pentru prim 6, da? Pentru celălalt 6 iar punem 2 ori 3, mulțim cu celălalt 6, 2 ori 3, mulțim cu celălalt 6, 2 ori 3, și va fi egal mai departe. Hai să vedem 2 de câte ori este. De câte ori este 2? De 4 ori. Deci vine 2 la 4. 4 este exponent. Da, 2 la 4. Ori 3 la 4. Ori 3 la 4. Iată ce deșteaptă chestia. Deci 2 ori 3 totul la 4. 2 ori 3 totul la 4. Este egal cu 2 la 4. Ori 3 la 4. Deci a ridicat un produs la o putere înseamnă a ridica pe fiecare în parte la cea putere. Fiecare factor al produsului. 2 la 4 egal cu 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. Și la, de asemenea și 3 la 4 egal cu... Sigur că da. Deci așa, asta este explicația. Acum, ca să înțelegi și mai bine, gunoară A ori B, totul la 3, A ori B totul la 3, înseamnă așa. A ori B odată, odată. Când mă mulțim cu, iar A ori B, încă o dată, de câte ori trebuie să spun? De 3 ori. Da? Ori A ori B, încă o dată. Dar la mulțire nu are importanță cuplajul ăsta, că mulțirea e și asociativă și comutativă, eu renunț la paranteze. Deci pot să spun că este egal cu A ori B, ori A ori B, ori A ori B. Și încă mai departe, de câte ori îl văd pe A? De 3 ori. Deci egal cu A la 3 și ori, de câte ori este? Tot de 3 ori. Ori de la 3. Iată, e mai clar. De ce A ori B totul la 3 înseamnă la 3, ori B la 3. Dacă e la 3, dacă e la N, dacă e la N, e de N ori. Dacă e la 4, e 4, la 5, e 5, dar N în general, asta e formula. Bun. Acum am înțeles formula de unde vine, e clar, și pot să fac ieșiții fără nicio emoție. Te rog, te rog, te rog. Amin. 5 la 4, totul la 6. 5 la 4. 2 la 7.
5 la 4. 2 la 7. 2 la 7, să zic. Da? Încep așa. 2 la 7. 2 la 7, totul la 14. Totul la 14, egal cu, da? Egal cu 2 ori 14. 2 la puterea 14 ori 2 la puterea 7. Să demonstrăm asta? Da. Dacă este egal cu 2 la puterea 14, n-am înțeles. Deci spune așa problema. Efectuați utilizând regula A ori B totul la N egal cu AN la A la puterea N plus B la puterea N. Deci utilizând de așa, rezolvați. 2 ori 7 totul la 14. Păi nu 2 la 7. Tu mi-ai dictat 2 la 7. Da, deci... Așa. Trebuie să arătăm că 2 ori 7 totul la 14 egal cu, să muncim. 2 ori 7 totul la 14, după regulă, în loc de A e 2, în loc de B este 7, înseamnă fiecare la 14. Înseamnă 2 la 14, 7 la 14. Dar acum las că îmi ține o carte în mână și nu mă mai lasă păcărite. 3 ori 5, 3 ori 5 totul la puterea A 7 egal cu, te rog să vorbești, Ștefania, egal cu? Egal cu 3 la puterea 7 ori 5 la puterea 7. Corect, alte greșiți. 2 ori 3 ori 5, 2 ori 3 ori 5, totul la puterea 23 egal cu, Ștefania? Egal cu 2 la puterea 23. Să îi spunem colegii tale să ne aducă o ciocolată, da? Da. Îi facem greșițile. Noi facem, că ea le știe, da. O vin așa să ne testeze. Deci vine 2 la... puterea 23. 2 la 23, ori... ori 3 la puterea 23, ori 5 la puterea 23. Deci fiecare la cea putere. Pot să fie și 7 termeni, n-are importanță, da? Câtă vreme am regula aceea, e perfect. Acum, 4 ori 5, totul la a doua. Da. Egal cu 4 la puterea 2, ori 5 la puterea 2. 4 la 2, ori 5 la 2. 4 la 2 cât faci? 16. Așa, 16, da. E 4 ori 4. Să nu ne păcălăm 4 ori 2. E mare păcălăm aici. Așa. Ați văzut anul trecut că m-am pus să faceți 2 la, nu știu da. Că. Am zis să mă duc până la ajut, adică să fac treaba asta. Ai văzut și număr mare. Mergem mai departe. 3 la 4 ori 8 la 4, 3 la 4 ori 8 la 4, ori 5 la 4, este egal cu? Ori 8 la 4, ori 5 la 4, egal cu? Ori 5 la 4, egal cu? Adică de unde provine? Dacă nu au aceeași bază. Păi nu au aceeași bază. Dar când am avut... de ridica la o putere, fiecare la putere. Acum și înapoi merge. Știu. 3 la puterea 4. 3 ori. 3 ori 8, ori 5. 5, totul la 4. Asta face. Deci înapoi e egalitatea. Vine 3 ori 8, ori 5, totul la 4. Ți-am spus că trebuie să-ți dic o ciocolată. Da? Da? Vine 3 ori 8, ori 5, totul la 4. Deci Ștefania a văzut foarte repede. Aici a fost aplicată formula și acum o să ne întoarcem înapoi. Da? Aici, vezi, a fost așa dat. Fiecare la același exponent și de unde provine? Înapoi. Deci, dacă au toți același exponent, înseamnă că e produsul lor la puterea respectivă. Mergem mai departe. 2 la 15 ori 7 la 15. 2 la 15 ori 7 la 15. Cu cine este egal 2 la 5 ori 7 la 15? Egal cu 2 ori 7 totul la puterea 15. 2 ori 7 totul la 15. Adică e limpede. Dar dacă ar fi fost aici în loc de 15, 14, mai puteam face așa? Dacă ar fi fost 2 la 15 ori 7 la 14, mai puteam? Nu. Nu. Pentru că nu aveam același exponent. Chiar așa. Ce ați face voi în fața unei situații de tipul ăsta? Concret, să o luăm așa. 2 la A 15 ori 7 la A 14. Nu putem. Să aplicăm formula, că nu avem aceeași exponent. Păi,
am face cât face 2 la puterea 15. L-am scris ca fiind 2 la 14 ori 2. Că 15 înseamnă 14 plus 1. Da. Da? Hai să-l luăm ușor. Aș scrie așa, 2 la puterea 1 plus 14. Că 1 și cu 14 face 15. Da. Ori 7 la 14, la asta numărul. E cam mai departe. De unde provine adunarea exponenților? De la un produs de două puteri, ca la aceeași bază, unul cu exponentul 1 și cel cu exponentul 14. Aici nu ai înțeles, Ștefania, insist aici. Da? Deci pe 15 se lăscut ca 1 plus 14. Da. Și cât face 2 la 1 ori 2 la a 14? Face 2 la puterea, 1 și cu 14, 15. Acum eu mă întorc înapoi. Vreau să-l scriu pe ăsta, 2 la 15, ca fiind 1 plus 14. Și de unde provine adunarea? Că vreau să, să ne amintim, am făcut data trecută. 2 la a 3 ori 2 la a 4 face 2 de 3 ori, până iarăși mulțim cu 2 de 4 ori, face 2 la a 7. Deci 3 plus 4, da? Adunăm exponenții. Dar eu mă gândeam dacă acum... Da, deci eu urmăresc am același exponent. Da. Ăsta era 15, e mai mare. Mm. Și atunci cum zici că era mai departe cu cine? Cu 2 la 1 ori 2 la 14 ani. 2 la 1 ori 2 la 14 ani. Ori 2 ori 7 la 14 ani. Hai te rog să zici și tu, Cristina. Te-ai luat cu... Ce face? Păi da, este foarte important. Nu aștept să duci acasă, să pun filmul, să te urmărești filmul, asta faci. Da. Suntem aici la lecții, scriem tot. Deci, iată-ne că am reușit pe 15, care era mai mare, l-am scris ca fiind 2 la a 1 ori 2 la a 14. Și am acum ăștia doi care sunt fericiți. Da. Că amândoi ăștia au și pe cine acolo pe un alt, pe 14 aceiași exponent. Da. Și atunci o să zic egal mai departe cu 2 ăsta din față. 2 ori. 2 ori 7, totul la 14. 2 ori 7, totul la 14. Și l-am scris în forma aceasta. Dacă vreți să facem calculul, zicem 2 ori 7 fac 14, 14 ori la 14, cât faci 14 la 14? Cât, după părerea voastră, 14 la 14, cam cât ar fi? Ar trebui să scriu 14 ori 14 ori 14 ori 14 de câte ori? Deci de 14 ori. Face enorm de mare. Și asta, foarte mare. Nu ne punem să o calculăm. Nu avem. Deci vorbă. Nu avem așa o dorință mare de a face așa un calcul. Da? Dar cert este că poate să rămână așa. 2 ori 14 la a 14. Insist încă o dată. Dacă ar fi fost așa, 2 la a 15, ori 7 la puterea 13. Cum credeți că l-aș fi încercat să scriu? N-am avut din prima șansa să avem același exponent. Observăm, 2 la puterea 1 plus 14 ori 7 la puterea 13. 1 plus 14 nu mă încălzește. 2 plus 13. Da. Ca să am data viitoare, da? Da, să-l descompune. Sigur că da. Ar zice 2 la a 2-a ori 2 la a 13 ori 7 la a 13. Da. Și acum ăsta lucrează după formulă. 2 la a 2-a face 4 ori 2 ori 7, 14 la a 13. Deci el mai poate fi scris ca fiind egal cu 2 la a 2-a ori, în paranteză, 2 ori 7, totul la a 13. Vedeți? M-am dus cu cel mai mic și am lucrat în felul ăsta. Merg mai departe să vedem alt exercițiu. Dar autorul aici a fost foarte drăguț, că nu ne-a chinuit pe noi foarte tare, ci a lăsat așa fel că să putem răspunde. Mergem mai departe. La ce suntem aici? 2, 6. Hai să vedem cât face așa. 3 ori 5 ori 7 5 ori 7 totul la a 3-a și totul la a
puterea a doua. Asta este din temă, nu? Da, din temă. Deci 3 ori, 5 ori, 7 la a treia, totul la a doua. Eu zic așa. Parcă ăsta ar fi A și parcă ăsta ar fi B. Cum? E fiecare la a doua mai întâi. Are obligația de la paranteza dreaptă să fie fiecare la a doua. Deci aș zice 3 la a doua. Deci egal cu 3 la a doua. Ori 5 ori 7 parcă ar fi B-ul, dar 5 ori 7 nu era simplu. Era la a treia. Așa îl vedem, nu? Da. La a treia și încă, eu rămas și încă o dată la a doua. Practic, ce am făcut? Pe fiecare din cei doi termeni, 3 și 5 ori 7, l-am ridicat la puterea a doua. Cristina, ești atentă? Bun. Și acum, ăsta de sus îmi spune să-l copii cu ăsta, de câte ori să-l scriu? De două ori. Deci o fi egal mai departe cu 3 la a doua las, ori, la două ori, 5 ori 7, 5 ori 7, la a treia, și încă o dată mulțit 5 ori 7, la a treia. Mai scriu încă o dată? 5 ori 7? Nu. Păi de ce? De, numai de două ori? De două ori. Păi atenție! Da. Nu scriu de câte ori vreau eu. De câte ori mi-a spus exponentul. Și băi, tot ăsta la a doua, adică nu-mi scrii de două ori atât, nu discutăm asta. Și ca mai departe acum, acum. Faptul că 3 la a doua îl las, 3 la a doua n-am treabă cu el. Bun. Și acum, ăstea, 5 ori 7 la a treia, cum poate fi scris? 5 la a treia, ori 7 la a treia. Deci înmulțit cu 5 la a treia, ori 7 la a treia. Și înmulțit mai departe cu? Iar și ăsta suferă, la fel. Da. Oricine? Ori 5 la 3, ori 7 la 3. 5 la 3, ori 7 la 3. Și ca mai departe cu? E, 3 la 2 nu mai are pe nimeni, nu mai are nici o 3 pe traseu. Îl las așa, 3 la 2. Bun. Dar 5 la 3 mai există undeva 5? Da. Da. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Copie 5 și se adună ăștia. 3 și cu 3 face 6. Deci 3 la a doua ori 5 la a 6 ori 7 la ori 7 la Cristina? 7 la 5 la puterea 6 ori 7 la puterea 6. 7 la 6, asigur că 3 și cu 3 fac 6. Ăsta este răspunsul. Vreau să vă spun că eu dacă eram atent puteam să zic așa. Ia să iau exercițiu din nou. 3 ori 5 ori 7 totul la a treia și totul la a doua. Puteam să zic așa. Este ăsta 3 la a doua, acum și vedem scris așa. 3 la a doua ori al doilea factor, 5 ori 7 totul la a treia și totul la a doua. Și uitați-vă câteodată. 5 la a 6 și 7 la a 6. Parcă au fost înmulțit. 3 ori 2, 6. Deci egal mai departe cu 3 la a 2. Scrie și varianta asta, Cristina. 3 la a 2 ori 5 la a 6. Nu, 5 ori 7. 5 ori 7 totul la a 6. Și egal cu. Dar acum la a șasea, știu cum, fiecare la a șasea. Și va fi 3 la a doua, ori 5 la a șasea, ori 7 la a șasea. Cristina, nu vreau să te uiți pe tablă. Eu vreau să scrii tot timpul cu caietelul. Te uiți numai în caietul tău, auzi ce discutăm și așa înseamnă că participi la lecții și înțelegi totul. Când copii de pe tablă, ai rămas în urmă. Bun. Cu Ștefania ne-a disciplinat, știi, că asta e... De una. Cea mai importantă problemă asta este. Deci eu nu mai scriu. Când nu mai scriu nimic pe tablă,
înseamnă că tu trebuie să mă conduci. Că n-ai ce la ce te uita. Uite așa să fac acum, data viitoare. O să și pe ea că văd că încă n-a deprins regula. Regula lui Ursul. Proful online, nu? Ce face? Spune, nu copiem de pe tablă, ci vorbim de, după ceea ce scriem pe căițel. Asta e povestea. Deci vorbim după ceea ce scriem pe căițel. Și povestim. Așa cât facem la teiește. 2 ori 4 ori 8 2 ori 4 ori 8 totul la puterea 2 ori 4 ori 8 la puterea 50 egal. Egal cu 2 la puterea 50, ori 4 la puterea 50, ori 4 la puterea 50. Păi scrie, scrie! Da? 2 la 50, ori 4 la 50, ori 8 la 50. Și egal mai departe. Pe 4 cum mai mai puteți scrie? 2 la puterea 2. Așa. Deci egal cu 2 la 50, 2 la 50, ori 2 la 2, totul la 50, ori 2 la, în loc de 8, 2 la 3. 2 la 3, totul la 50. Și egal mai departe cum? 2 la 50. 2 la 50. Da, 2 la 50. Ori? 2 la puterea 4. De ce 4? Da. A te întoarci înapoi? Da. Păi 2 la 2 fac 4, e drept. Da. Păi da. Ce înseamnă 2 la 2, totul la 3? Hai să vedem, 2 la a doua, totul la a treia. Înseamnă că ăsta de sus îmi spune să-l scriu pe ăsta de aici, din paranteză, de câte ori? De 3 ori. Deci zic 2 la a doua, ori 2 la a doua, ori 2 la a doua. Și cât face aici? Am aceeași bază, copiem baza și ce fac cu exponenții? 2 plus 2 plus 2, care face 2 la 6. Dar mai poate fi și 2 la 2 ori 3. Tot 6 face. Da. Adică aici, zicem 2 ori 50. Da. Deci vine 2 la 50, ori 2 la puterea, se mulțesc exponenții. Așa zic o putere la o altă putere. Și face 2 la puterea, cât am zis? 2 la 100. Ori 2 la cât? Ori 2 la 3 ori. 50. 3 ori 50, care face 150. Și este egal mai departe cu 2 la 3 la puterea 50 plus 100 plus 150. Te adun acum. 2 la 50 plus 100 plus 150 și face 2 la în final. 2 la puterea 300. Da? Ăsta este răspunsul corect. Bun. Hai să mai întoarcem de la început să vă arăt și un alt mod. Pe 4 îl poți și 2 la 2, pe 8, 2 la 3, da? Deci, zice, 2 ori 4 ori 8, totul la 50. 2 ori 4 ori 8 la 50. Este, de fapt, Cristina vorbește, 2 ori... 2 ori 4 la 2. Nu, în loc de 4 și 2 la 2. Da, 2 la 2. 2 ori 2 la 2, ori... Ori 2 la 3. Corect. Totul la... Totul la puterea 50. Totul la 50. Și este egal mai departe cu? Cu 2 la puterea 2 ori 100. 2 la puterea 1 secundă. Nu. Cum se mulțesc două sau mai multe puteri ca aceeași bază? Copii baza 2. Copii baza 2. Se adună exponenții. Deci 1, ca și 1, subînțelegi? Da. 1 plus 2 plus 3, totul la puterea 50. Și egal cu 2 la puterea. 1 și cu 2, 3 și cu 3, 6, 2 la 6, totul la 50. Și acum, cât face 2 la 6, totul la 50? 2 la 50 ori 6. Perfect!
50 ori 6 și fac 2 la puterea 300. E același rezultat? Da. Cum vi s-a părut mai rapid? Așa. Varianta asta. Adică am căutat să mișcăm aici, să am tot un 2. Da? Am aplicat proprietatea copiii în bază și adunării exponenții și mă rămas 2 la, 2 la 6, tot 2 la 50. Treabă foarte simplă. Dar mai departe. Alte chestiuni. Ce mai chestiuni mai e? 7 l-am făcut? 8-ul. Așa. Și 11. 8 și 11. Mergem mai repede. Utilizați regula A împărțit la B totul la N. A împărțit la B totul la N înseamnă fiecare. A la N împărțit la B la N. Așa se face regula pe care trebuie să o utilizăm. Da, e aproape la fel. Da, sigur că da. Sigur că da. Este identic ca celălalt, numai că va avea împărțit. Zice, 24, 12 la 24, 12 la 24, împărțit la 3 la 24, egal cu? Egal cu 12. 10 împărțit la 3, totul la 24. Da. E înapoi acum mersa. Da. Am un 2 și de împărțit și împărțitor, au aceeași exponenți, deci vine 12 împărțit la 3, totul la 24. Iar 12 împărțit la 3 face 4. Face 4 la 24. 4 la 24, pe 4 mai putem scrie ca din 2 la 2, totul la 24. Și este simplu acum. Dă 2 la puterea, 2 ori 24 face 48. Răspuns corect, 2 la 48. Da? Alte chestiuni? Să zicem așa. 125 la 45. 125 la 45. 125 la 45. Împărțit la 25, împărțit la 5 la 45. 5 la puterea 45. Egal cu? Egal cu 125. Așa, 125 împărțit totul la 45 și egal cu 125 împărțit la 5 face 25 și egal cu 25 la 45. Iar 25 o zicem 5 la a doua, nu? În seara, 5 la a doua, totul la 45 și face 5 la a doua, totul la 45 face 5 la cât? 45 ori 2. 45 ori 2 și face egal cu 5 la 90. Iată răspunsul corect. 5 la 90 și ne ducem repede la celălalt. Ieșiți-o. 18 la 17. 18 la puterea 17. Împărțit la 9 la puterea 17. Este egal cu? Stefania? Egal cu 18 împărțit la 9, totul la puterea 17. Adică egal cu mai departe? Egal cu... 18 împărțit la 9. La puterea 17. Păi 18 împărțit la 9 face 2. 2. Deci 2 la puterea 17 și termină în ghiștiu. Stop. Altul. 9 la 36 împărțit la 3 la 36. 9 la puterea 36 împărțit la cât? La 3 la puterea 36. Egal cu? Da, Stefania? Egal cu 9 împărțit la 3. Da, 9 împărțit la 3. Totul la? Puterea 36. Egal cu 3 la puterea 36. 3 împărțit la 3. Totul la 36. Mergem mai departe, altul e ghișițiu. 27 împărțit la 3, totul la 21. 27 împărțit la 3, totul la 21. A, egal cu 27 la puterea 21. Așa, 27 la 21 împărțit la 3 la puterea 21. Și lăsăm așa
Dacă nu, puteam să fi împărțit la începutul 7 împărțit la 3 și face cât? 9? Deci face la 9 la puterea cât? 9 la 21. Ca să fiu, să continui legea asta, în rețeta asta, pe 27 îl pot înscrie ca fiind 3 la a 3-a. Da? 3 ori, 3 ori, 3 de 3 ori. Și ar fi fost 3 la a 3-a. 3 la a 3-a. Totul la cât? La 21. Împărțit la 3 la 21, da? Și egal cu 3 la a 3 la 21, ar fi făcut aici 3 ori 21, nu? Că așa ar fi făcut la altă putere. Și vine 3 la puterea 3 ori 21 și 3 la... Cât face 3 ori 21? 63. Da. Da? 3 la 63 împărțit la 3 la 21. Și aș învăța și o proprietate asta. Cum se împart două putere care au aceeași bază, copii bază, se scade exponenții. Deci vine 3 la 63 minus 3 la 21, minus 21 și face 3 la 42. 3 la 42, care este exact cât 9 la 21. 3 la 42. De ce? Pentru că, iată, pe 9 îl putem scrie ca fiind 3 la 2 și totul la 21 face 3 la 42. Deci, aceeași răspuns am ajuns și pe caz și în celălalt. Următorul, 24 împărțit la 4, totul la 24 împărțit la 4. Deci facem 24 împărțit la 4. Totul la puterea 31. Egal cu. Da, Stefania, te rog. Egal cu 24 la puterea 31 împărțit la 4 la puterea 31. Corect. 24 la 31 împărțit la 4 la 31. Și... Dacă cam vrea să mai lucrăm, tu la asta te gândești, nu? 6 la 31. Așa, deci 24 împărțit la 4 fac 6 la 31. Excelent. 6 la puterea 31. Asta ar fi fost, dacă făceam împărțirea 24 împărțit la 4, 6 la 31. Deci, ori lăsăm așa, ca să zicem, să ne scriem rețeta de acolo, dată de autor, ori noi continuăm partea asta și vine 6 la 31. Și atunci, ar mai fi 50 împărțit la 5, totul la 13. Hai să-l facem pe acesta. 50 împărțit la 5, totul la a 13, egal cu? Egal cu 50 la a 3, la puterea 13. Deci am împărțit la 5 la puterea 13. Așa. Și dacă noi vrem să continuăm și să vedem sub alt răspuns, da, asta ar fi 10 la puterea 13. Deci ar fi 10, când facem împărțirea aici, 10 la puterea 13. Corect. Știi ceasul cât este? Și jumate? Da. E și jumate. Ce vreau să vă spun? Promit că data viitoare nu ne mai lăbărțăm așa cu, nu ne mai întindem cu alte egheșiții. Și să rămâne egheșitul ăsta 12 să-l faci singur, da? 11, da? Păi, cred că-l faci, nu-i ușor, nu-i greu. Că zice 7 la cât la 9, să fac 7 la 21. 9, x-ul e egal cu 9. 9 ori 9, fac 81. Da? Deci acolo e 9 ori x acolo. Îl dezvolt. Nu-i greu. Da, ne oprim aici, dragilor. La revedere. Pe mâine. Să oprim, să răspunăm.